Bă, nene, mi-am luat și eu cu chirie cu nevastă mea undeva la curte. Într-o seară, când am ieșit ca să mă duc în spatele curții să îmi fac și necesitățile ca orice om, să mă scuzați, pe holul casei, că noi aveam un hol în casă, era un bărbat care stătea cu spatele la mine, plângea și își scotocea niște haine dintr-un dulap care era acolo. Am strigat la el: omule, băi omule, ce cauți aici? Ieși afară, cine ți-a dat voie înăuntru? Am strigat la el. S-a întors la mine cu niște haine în mână, s-a uitat la mine, râdea, dar și plângea în același timp și îmi spune lui nevastă mea să-mi împarte astea, că pe astea a uitat să mi le împarte. Eu am crezut că e nebun. Vă dați seama, m-am speriat că am zis că poate să-mi facă ceva, să-mi dea ceva în cap. Când am chemat-o pe nevastă mea, că am strigat la ea: vină încoa să vezi ceva, că e cineva la noi în casă. Când a venit nevastă mea, omul a dispărut în fața mea. Deci dispărut, deci era în fața mea, dar când a venit nevastă mea, a dispărut, s-a evaporat, ca să înțelegeți. Băi, nene, am chemat proprietărea sa și am vorbit cu ea, bineînțeles, a doua zi, și mi-a spus că bărbaxul murise de vreo 3 luni, iar hainele alea erau ale lui, care erau acolo pe holul din casă, ca să înțelegeți. Băi, nene, ăla era sufletul lui bărbaxul, care nevastă s-a uitat să-i dea hainele alea de pomană. Și am spus: doamnă, să-mi dați banii pe care vi-am dat, că noi aveam 3 zile de când am stat acolo, că nu vreau să mai stau aici, că ce-am văzut în ochii mei, nu vreau să mi se întâmple și de acum încolo.